Chiar dacă există locuri de parcare special amenajate, șoferii nedisciplinați nu au răbdare să parcheze mașina unde trebuie și o lasă pe unde nici nu te gândești. Șoferul acestei dubițe, spre exemplu, și-a lăsat mașina în sensul giratoriu din centrul orașului Năvodari. Nu știu dacă șoferul din spatele meu așa a învățat să parcheze la școala de șoferi sau pur și simplu și-a cumpărat stradă. Și acesta nu este singurul exemplu. În aceeași intersecție, un alt șofer și-a lăsat mașina în locul unde era mai multă umbră, iar seria modelelor de așa nu continuă. Mulți șoferi fac abstracție de semnul oprirea interzisă. La o scurtă plimbare la pas prin orașul Năvodare am găsit mai puțin de una, două, trei, patru, cinci mașini parcate la mai puțin de 25 de metri de trecerea de pietoni. Nu știm dacă după acest material șoferii vor fi mai atenți la modul în care își vor parca mașinile sau vor continua cu vechile obiceiuri. Sperăm totuși ca bunul simț să aibă câștig de cauză.